Această rubrică vă este oferită de Sanador. Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu informații din sănătate. Afecțiunile prostatei sunt unele dintre cele mai frecvente boli întâlnite la bărbați. Vorbim astăzi despre hiperplazia benignă de prostată, boală care poate produce tulburări de micțiune, uneori până la retenția completă de urină. Care este tratamentul? Discutăm cu doctorul Bogdan Părlițeanu, medic specialist urologie. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bună dimineața și vă mulțumesc. Tratamentul simptomatologiei urinare joase este unul individualizat pentru fiecare pacient. În urma unui consult, a analizelor specifice, a unei ecografii și a unei uroflometrii, se stabilește un grad al simptomelor urinare, secundare a adenomului de prostată, cât și gradul de afectare a vieții datorită acesteia. Și astfel putem stabili un tratament de urmat, fie el medicamentos, fie cel chirurgical. Cel de medicamentos, spuneți-ne câteva idei despre ce terapii medicamentoase pot fi recomandate astfel de pacienți. Multitudinea terapiilor existente și a diferitelor mecanisme pe care acestea le au arată încă o dată că este un tratament individual. Pentru pacienții cu simptomatologie urinară ușoară se recomandă fitoterapia sau terapia bazată pe extracte de plante precum palmier, pitic, ghimpe sau semințele de dovleac. Pentru cei cu simptomatologie moderată se recomandă terapiile alfa-blocante care vor ameliora jetul urinar, vor scădea frecvența micțiunilor nocturne, terapiile 5-alfa-reductază care vor reduce volumul de adenom de prostată și vor preveni blocajul urinar, terapiile antimuscarinice și beta-3-adrenergice care vor scădea imperiozitatea micțională sau nevoia urgentă de a urina. La pacienții cu simptome severe se recomandă combinarea acestor terapii. Când este recomandat tratamentul intervențional? Tratamentul intervențional se va recomanda atunci când pacientul fie este refractar la tratamentul medicamentos, fie de primă intenție când acesta refuză terapia medicamentoasă sau în cazurile absolute, cu indicație absolută, precum retenția completă de urină și nevoia de cateterism retrovezical, secundarea adenomului de prostată. Având în vedere facilitatea din zilele de astăzi de a obține informații asupra adenomului de prostată, tratamentul chirurgical clasic este în umbră față de tratamentul mini-invaziv endoscopic. Tratamentul mini-invaziv endoscopic se realizează prin plasma vaporizare sau prin vaporizarea lasă. Acesta, din urmă, prin plasma vaporizare, prezintă o multitudine de studii care au arătat o eficiență mare, o rapiditate a intervențiilor și o scădere importantă a sângerării intraoperatorii cât și postoperatorii. De asemenea, revin cu studii care arată că nu afectează funcția erectilă a pacientului. Ne puteți spune și care sunt factorii de risc pentru creșterea dimensiunii a prostatei? Factorii de risc pentru creșterea dimensiunii prostatei pot fi, în primul rând, partea genetică. Fiecare pacient va avea un volum de prostată după o anumită vârstă. De asemenea, sindromul metabolic, adică pacientul care crește în greutate, prezintă un risc mai mare pentru a dezvolta o hiperplazie mai importantă față de ceilalți. De asemenea, consumul unor băuturi alcoolice pot duce la creșterea adenomului de prostată și implicit efectele secundare alcoolului pot duce la simptome mult mai severe asupra organismului. A fost alături de noi doctorul Bogdan Părlițeanu, medic specialist urologie. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.